A căzut cortina peste cea de-a șaptea ediție a Târgului Gospodăriilor de Produse Montane la Porțile Nemirei, Tradiții și Obiceiuri. Târgul impresionează prin autenticitatea și bogăția culturală pe care o aducem prin plan. La eveniment au fost ministrul mediului Mircea Fechet, deputata de Comănești Cătălina Ciofu, suprefecții județului Bacău, Narcis Jitaru și Gabriel Lupu, dar și primarul orașului Comănești, Viorel Miron. Tarabele au fost încărcate cu produse tradiționale de o calitate excepțională, brânzeturi, mezeluri, pâine coaptă în cuptor de lut, miere de albine, siropuri și multe altele. Mâinile pricepute ale țăranilor și meșteșugarilor au dat naștere unor adevărate opere de artă gastronomică și artizanală. Sunt foarte bucuros că sunt aici, într-o postură nouă pentru mine și anume de consultant. Eu sunt venit aici cu un mandat expres ca pe 9 iunie, domnul ministru, prietenul Fechet, să fie și să devină președintele Consiliului Județean. Vă rog să-l votați și să-l sprijiniți ca să dezvolte în mod liberal, corect, județul. Mă bucur foarte mult să fiu pe Valea Muntelui, așa se spune la zona asta, Moinești, Comănești, Dărmănești. Mă bucur să fiu în familia unor primari care fac ceva. E o competiție. Spunea că a deschis un spital, are o sală de sport dublu decât la Dărmănești, dar sigur că și populația este dublă. Totul e bine și nu se poate face decât cu ajutorul vostru. Astăzi ne bucurăm, mâncăm, bem, dansăm și ne bucurăm de viață și să sperăm că o să avem și timp frumos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragi dărmăneșteni, mă bucur să mă aflu din nou, a nu știu câta oară astăzi aici, la Dărmănești, într-o zi de sărbătoare, într-o zi de bucurie, pentru că sărbătorim cea de-a șaptea ediție a acestui târg de produse tradiționale. Dincolo de investițiile despre care am vorbit de atât de multe ori aici la Dărmănești. Avem una în fața noastră, un plin șantier. Am inaugurat dimineață o sală de sport și am venit de atât de multe ori pentru că mă mândresc cu faptul că domnul Toma Constantin are aici, la Dărmănești, mai multe proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă decât au cei de la Onești, un municipiu un pic mai mare. Din acest motiv și în calitate nu doar de candidat sau de deputat, ci ca om care se pricepe și la industria alimentară, pentru că eu sunt inginer de industrie alimentară, ca om care a lucrat în abator, în carmangerie și în brutărie, vă spun, domnule primar și dragi dărmăneșteni, că abia aștept să gust produsele de la fiecare stand. Sunt convins că sunt la fel de bune ca anul trecut și ca acum 2 ani, pentru că am avut bucuria să particip și atunci. Și pot să vă promit că, indiferent ce o să se întâmple în viitor, rămân prietenul domnului Toma Constantin, rămân prietenul dărmăneștenilor și îmi doresc tare mult ca și în anii care vin să se păstreze această tradiție, să ne păstrăm obiceiurile și să reușesc să ajung în fiecare an la Dărmănești. Doamne ajută!